În vara acestui an am mutat pentru prima oară în panoul solare în urma unei cereri depuse la, prin programul Casa Verde. Sunt foarte mulțumită pentru realizarea acestui program, deoarece consumul de gaze în vara aceasta s-a redus considerabil. Perioada de vară am avut apă caldă tot timpul, chiar până la 90 de grade din 3 în 3 ore și nu a fost necesară o încălzire suplimentară a ei. Ne-am bucurat pentru că vara apa este folosită foarte des, consumul ei necesită un consum mare de gaz, dar programul acesta mi-a oferit șansa de a nu avea niciun fel de consum. Recomand tuturor celor care vor să se înscrie în acest program să-l facă cât mai repede, pentru că aduce un beneficiu considerabil familiei. Anul acesta m-am înscris și pentru, pentru programul Casa Verde, pentru achiziționarea unei centrale termice pe bază de paleți, care la fel va folosi pentru perioada de iarnă. Menționez că apa caldă prin programul Casa Verde este doar în perioada mai-octombrie. Trebuie să am foarte mare grijă ca la mijlocul lunii octombrie să închid această instalație și să o protejez până în luna martie-aprilie anului următor. Vă doresc succes celor care vreți să vă înscrieți în acest program.